Echipa feminină de handbal CS Dacia Mioveni a pierdut cu 19 la 23, la pauză 6 la 15, meciul disputat în sala Gheorghe Tadici din Zalău și a ratat cam ultima șansă de a evita barajul de promovare retrogradare. Deși mai sunt multe etape de disputat, 10, calculele hârtiei indică faptul că formația argeșană va lupta în acest baraj pentru a-și păstra locul în Liga Florilor Mol. După ce etapa trecută HC Zalău pierduse la Slatina, o eventuală înfrângere în fața Mioveniului ar fi introdus echipa lui Gheorghe Tadici în zona nisipurilor mișcătoare. Din păcate, lipsit de golgheterea ultimelor meciuri Ștefania Lazar, care s-a operat în această săptămână de menisc, CS Dacia a pierdut fără drept de apel. Prima repriză a fost de-a dreptul catastrofală pentru elevele antrenorului Goran Chiurteș. Pentru ele, meciul a început de la scorul de 0 la 5. În această primă parte a jocului, CS Dacia a marcat doar 6 goluri, adică o medie de un gol la 5 minute. Diferența de 9 goluri de la pauză nu a putut fi remontată în repriza secundă, în ciuda faptului că handbalistele din Mioveni și-au revenit. Roxana Cârjan, 5 goluri, Judith Vizuete și Silvia Lisevska, câte 4, Alexandra Georgescu, Andreea Ivan și Raluca Nicolae câte două goluri au fost marcatoarele Daciei în acest meci. Campionatul feminin ia o pauză de două săptămâni și jumătate pentru partidele echipei naționale cu Danemarca. Vă reamintim că jocul de acasă al selecționatei țării noastre este programat a se disputa la Mioveni, miercuri 2 martie.